Dimineața, din riadul nostru modest, am dat la spălat hainele, aproape toate, cu 50 de dirhame, adică 5 euro. Ne spălă hainele foarte amabili și le vom avea și uscate pe terasă. Căutarea unui loc bun de mâncare ne-a lăsat ademeni este acest fast food marocan care ne-a plăcut foarte tare fetelor. Cum, ce din el la caz? Da, ce frumos e aici, avem un gustu. Stai puțin. Ia zi, Sofia, ce ai de spus? Bine la cald? Da. Da, e super aici. Mai ne bucurăm. Ești cea mai occidentală atmosferă așa. Cum trebuie să fie un rooftop. Exportăm filmul din Italia cu terasa de la riadul nostru, cu hainele noastre la uscat și cu un pahar de vin roze sau alb primit cadou de la hotelul din Fez dinainte. Enjoy life! Am ieșit în oraș. E weekend, e sâmbătă. Stai să vezi când vreau să mergem, nu găsim loc. Ultima seară în Marrakech. Cream că domnul ăsta cască, dar el nu cască, așa el. Săracu. Într-un loc super elegant, le teras desert, foarte frumos locul, serviciu foarte profi, mâncare se spune că e foarte bună, prețuri evident peste medie, dar și locul e extraordinar. Iată și mai de sus cum se vede, niște terase foarte elegante. Eva! Hai, mi-arăți un pic ce avem acolo?
Pule? Sună un pic ciudat în limba română, nu? Mersi beaucoup. Te vând și un pic de orezel. Ai bun apetit. Ofertă specială, ia uite. Borfăiesc cu oamenii, ia uite aici. Mamă, zici că e la concurs de borfăială? Concurs de borfăială. Atenție, mama mea ce era să... Ce zice, v-ați place acolo la tate pe umeri? Cum mi-ai spus tu mai devreme? Iubita mea mică? Eu ce sunt pentru tine? E, apa. A, mă fac o filmare din Marrakech pentru ultima oră. Uite ce diferență de prețuri între locurile turistice și unul local. E doar 6 dirhame o cafea cu lapte, un cappuccino, pe când de 22-25 în mai toate locurile turistice, poate chiar 35. Da, ăsta e locul. Și clătite cu brânză cu 6 dirham, adică undeva la jumătate de euro. Bye bye Marrakech, a bientôt, à la prochaine. Aha. Că de obicei găsesc variantele cele mai economice de deplasare și cazare și toate alea. Am găsit ceva care nu era nimic public pe internet, n-am găsit, am săpat o grămadă. Există și un autocar mai ieftin decât cele de la Supra Tours, ONCF, linia de trenuri practic a Marocului. Sau CTM, care sunt 100 de dirhami. Un astfel de autocar e 60 de dirhami și pleacă din gara rutieră, spre deosebire de cea de tren, de unde pleacă celelalte. Da. Faci picăbu, faci picăbu pisică aici. Suntem în autobuzul spre Essaouira, autocar. Mă rog. Ce e acolo? Oh, tout à l'heure, Marrakech. Până la urmă s-a umplut autocarul și a trebuit să le luăm în brațe. De asta e nici vreo așa, o să vină în brațele mele. Dar nu mai are loc. Foarte ferice sunt fetițele mele, tot timpul. Da, le iubesc foarte mult. Și voi? Deci eu mor de cald. Iar asta e cu cojoc și cu șapcă și cu Dumnezeu. O să vedem drumul un pic. O să vede. Și autorulotă în Essaouira. Am coborât din autobuz la cam un kilometru de cazarea noastră. Da, pare avea numere marocane. Cazarea noastră până pe acolo, numai că sunt niște ziduri mari. Și cred că cea mai apropiată intrare tot partea asta, am văzut o poartă.
Așa, acolo, pe acolo. Da, pur și simplu îți dă o senzație de bine acest orășel pescăresc. Mi-am trezat trecut, mi-a plăcut foarte tare Nesauira. Să vedem cât rămânem, 2-3 zile, 4. Așteptăm și pe haioșii care vin cu o torlota din Casablanca până atunci. Ce frumos e acest riad. Chiar e de vis, nu știm încă care va fi camera noastră. Hei, hai vină încoace, Sofie. Ai grijă acolo, vină încoace, hai la noi. Sau ba nu, așteaptă-ne că mergem noi pe terasă, da. Ui? Ui, ui, ui. Am 5 minute. Da, mâna mea că nu poate fi un loc atât de spectaculos cu 20 de euro. A fost o eroare tehnică și în mod normal costă 75 de euro, dar ne lasă la 40 ca să fie toată lumea fericită și nici nu mai stăm acum să mergem să căutăm prin alt loc. E prea frumos aici. Practic e palatul nostru aici, vedeți? Și mergem și pe terasă acum să vedeți ce palat avem. Bine? Foarte drăguț. E ceva deosebit. Miroase a pește, nu? Și pescăruși. Uite acolo, mare. Mai ai alt aer, altceva. Vai, iau-te masa aia acolo. Mesele alea acolo. Să vedem, poate ne mutăm mâine acolo. Anda s-a îmbrăcat frumos, că e generos cu pozele locul ăsta. Foarte ofertant. Nu mai s-a auzit clopotele unei biserici. Or fi având și vreo biserică catolică aici. Ia uite, jazz, ceva, un festival care a fost aici. Larganii, 27 decembrie a fost. Fugi pe la mami, fugi! Fermecător orășelul ăsta e sau era. Ce plăcut e și briza mării. Fapt, oceanului. Nu e nici o mare aici, e din tamai oceanul. Sofia, ce în față? Ce în față? Ia o Zanda, ce muzică? Uite ce fain e. Dăm un Shazam. Un copil la ocean. Copil la apă. Ce entuziastă e. Cât de bucuroasă sunt și cât de bucuroasă ești familia noastră. Când stăm la soare și la cald, ce bine e. Și nu mai zic, suntem pe partea de vest și ne vom bucura de un asfințit minunat. Cât mă bucur că fetele astea sunt făcute să stea la mare. Ce-ți spune asta? Că nu stăm în locul potrivit. Deci câtă exuberanță, aleargă ca două zăpăcite. Cum ai zis, Eva? Te-ai băgat cu totul în apă. Și de unde să-ți dai o prosop? Șterge-te de tricoul meu. Te-ai băgat în apă cu totul. Ia uite cât de fain s-a dezvoltat orașul ăsta, are piste de biciclete, promenada asta, stâlpi mari cu lumină ca să te simți în siguranță seara, noaptea. Mă rog, terasele de pe aici, ai bine să te uiți la review-uri că sunt niște bombe. Aici arată foarte bine, au 2,8 sau 3, un pic. Dai seama să ai așa o locație de faină, arată bine, ești chiar pe plajă, să ai așa de proaste review-uri. Mamă mia. Dar am găsit ceva cu review-uri impecabile, 5 din 5 pe aici pe o străduță, din multe review-uri.
Abia așteptăm să vedem cum sunt niște burgeri care se zice că ar fi cei mai buni din afara Americii. Acesta e locul. Foarte de treabă omul. Munchies. Cum e burgerul de la Munchies? E o nebunie. Vă place? Da, tot e minunat. Am venit pe plajă, nu puteam rata Sfințitul, era păcat. Locația nu e cea mai bună acolo pentru business-ul ăsta, în care aveam un restaurant pe plajă, a rupe. Senzațional, Sfințitul Davis. Doar că se face răcoare și eu sunt absolut necorespunzător îmbrăcat. O cara care a jucat fotbal băieții ăștia. Foarte fain. După ce Marocul a reușit performanța extraordinară să ajungă prima țară din Africa în finalele unui campionat mondial, văd pe aici, pe faleză, toți copiii mai mici, mai mari joacă fotbal. Ia-o pe Eva ce alargă printre ei. Intrarea în zidurile între zidurile cetății. Sunt fascinate cuțile de tot ce găsesc în magazinul ăsta. Vă plac, a? Cutuțele astea cu diverse alte cutuțe mele. Și da, Anda cu șarfele. Chiar drăguț magazinul ăsta. Prețuri afișate, prețuri foarte bune. După Marrakesh, Essaouira e super lejer, parcă e o stațiune de tipul Herculane sau mai ceva. Ia uite ce da. Pești de n-am văzut în viața mea. Uite, piața direct de pește, direct pe trotuar aici. Ce trotuar? Direct pe stradă. Iată calamare, de le plac fetelor și un pește, am zis, care o salopetă de argint. Quel est le nom de ce cette poisson? Wow, j'ai jamais vu. Spectaculeux. Bine să poți cumpăra căpșuni cu 4 lei kilogramul. Și gustoase, nu ca alea din Europa, de n-au niciun gust. Venit de pe vapor o lună, două. Nouă pasiune a fetelor, clătituțele astea, fie cu brânză, fie simple, fie cu ceapă și măsline, cum îmi place mie. Sunt și locuri foarte chic, Mandala Society. Acolo expoziție de tablouri.